Condamnat pentru 3 omoruri, dar bănuit că a comis 11 în Baia Mare, cel mai periculos criminal în serie a fost eliberat din închisoare după 25 de ani. Un avion care se pregătea să decoleze din Bruxelles cu destinația București s-a oprit din cauza unei defecțiuni. La bord erau și secretarul adjunct al NATO, Mircea Joană, și ministrul de externe, Luminița Udovescu. Șalupa găsită în derivă pe mare la Tuzla putea fi o embarcațiune care transporta echipamente militare spre insula Șerpilor. Partidele au început să depună listele de candidați pentru alegerile din 9 iunie și România a pus sechestru pe acțiunile deținute de compania canadiană Gabriel Resources la Roșia Montană. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Cel mai periculos criminal în serie din România este de astăzi un om liber. Grigore Botta, acuzat că a ucis 11 oameni în Baia Mare în anul 2000, a fost eliberat din penitenciar, deși inițial primise o condamnare pe viață. Tribunalul din Maramureș a aprobat cererea de reducere a pedepsei la 25 de ani de închisoare, chiar dacă înainte o instanță inferioară a respins-o pe motiv că ar putea recidiva. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cunoscut drept brancardierul morții și în același timp supranumit ucigașul de boschetari, Grigore Botta a ieșit din penitenciarul din Baia Mare cu două bagaje mari în mână. Un vechi prieten l-a așteptat la poartă. Unde veți merge? Ce veți face? Botta, care are acum 65 de ani, nu a vrut să discute cu jurnaliștii și s-a urcat grăbit în mașina cu care venise amicul său, care a încercat să fie spiritual. Botați-l pe Dumnezeu și atunci veți vrea să nu urcă. Fost cofetar, patiser și ulterior brancardier la o policlinică, Botta a fost arestat în anul 2000, după ce mai multe cadavre au fost descoperite pe marginea râului Săsar și în apropierea gării din Baia Mare. Doi ani mai târziu a fost condamnat la 99 de ani de închisoare pentru 3 crime. În sentința penală de condamnare, judecătorii au reținut că inculpatul, persoană cu atracție sexuală spre persoane de același sex, căutându-și parteneri în rândul persoanelor fără locuință, a ucis 3 persoane care nu au acceptat să întrețină cu el relații sexuale. Anchetatorii au susținut însă că Botta ar fi ucis cel puțin 11 persoane. O a 12-a victimă a reușit să scape cu viață. Marian Baroian a participat la 10 dintre anchete. Prima oară când mi-am dat seama că trebuie să fie un criminal în serie, în momentul în care a apărut a cincea victimă. Toate aveau ceva în comun. Victimele erau lovite la cap și aveau pantalonii descheiați. Surprindea victimele în timp ce erau adormite sau culcate pe bancă. Polițiștii care au anchetat crimele spun că Botta devenea agresiv când erau refuzate avansurile. Inculpatul își căuta partener sexual în rândul categoriei de persoane din care făceau parte și victimele, categorie față de care avea în același timp și o mare aversiune, ceea ce explică reacțiile sale violente în momentul în care era refuzat, au notat judecătorii. Grigore Botta le-a declarat anchetatorilor că obișnuia să întrețină relații intime cu alți bărbați încă din tinerețe, iar în cazierul lui s-a descoperit că în perioada regimului comunist a fost arestat pentru relații sexuale considerate la acea vreme nefirești. Seria crimelor pe care le-a comis a fost declanșată și de frustrări determinate de absența relațiilor sexuale cu soția lui. Brancardierul morții și-a recunoscut crimele când a fost anchetat, dar în fața judecătorilor și-a schimbat atitudinea. În toate altercatele în care am fost angrenat și care s-au tot dat cu decesul victimilor, m-am aflat în stare de ebrietate și nici măcar nu am realizat ce s-a întâmplat. N-aș fi recurs la acte de violență dacă victimele nu ar fi ripostat prin insultele ce mi-au fost aduse. Duminică de duminică obișnuiam să merg la biserică și numai necuratul m-a împins la asemenea lucruri. Grigore Botta a început să solicite să fie eliberat condiționat după ce a executat 20 de ani din pedeapsă și a făcut mai multe cereri. Anul trecut, de exemplu, una dintre ele a fost respinsă pe motiv că este încă un pericol pentru societate. Persoana condamnată nu are suficiente resorturi interioare pentru a înțelege gravitatea conduitei sale, impunându-se executarea în continuare a pedepsei în regim de detenție, măsură care ar fi de natură să preîntâmpine conduite similare, au scris judecătorii în hotărârea lor de la acea vreme. Tribunalul Maramureș este instanța care a admis cererea de înlocuire a detenției pe viață în cazul lui Grigore Botta cu 25 de ani de închisoare, pe motiv de limită de vârstă. Nu mă așteptam să-l văd așa repede eliberat. Nu știu dacă se va putea reintegra social. Ne aflăm în fața unui caz care terifiază opinia publică, fără îndoială, când vezi că un făptuitor cu atâtea omoruri și așa mai departe este eliberat. Sunt destui care au fost condamnați pentru omor, au fost puși liberi și ce credeți că au făcut pe urmă afară? Tot viol cu moarte.
Eliberat din închisoare, Grigore Bota a mers în localitatea în care a copilărit, Suciu de Jos, în apropiere de Târgu Lăpuș. Jaf, în centrul Bucureștiului, doi hoți au intrat în casa unei femei, au agresat-o și au furat 25.000 de euro. Continuare în câteva momente. O aeronavă a companiei Tarom cu 93 de pasageri la bord a fost înconjurată azi noapte de pompieri pe pista aeroportului din Bruxelles, unde se pregătea de decolare. Piloții au raportat o defecțiune tehnică, iar zborul a fost anulat. Printre călători s-au aflat și secretarul adjunct al NATO, Mircea Joană, și ministrul afacerilor externe, Luminița Udovescu. Potrivit Tarom, aeronava de tip Boeing 737 cu 93 de pasageri la bord trebuia să decoleze în jurul orei 23:20 de pe aeroportul din Bruxelles cu destinația Otopeni. Echipajul a decis să oprească decolarea după ce a identificat o problemă tehnică. O piesă din cabina piloților a cedat. În procedura de decolare, la o viteză asemănătoare cu cea de 185 de km la oră, era o viteză apropiată de 100 de noduri, cei doi piloți au auzit un zgomot puternic provenind din partea electrică, partea din spatele scaunului copilotului, și totodată au simțit în interiorul cabinei un miros puternic de ebonită încinsă. Categoric s-au gândit că este vorba de un failer electric și ulterior au decis să inițieze procedura de rejected takeoff. Practic, în astfel de situații, aeronava frânează foarte, foarte puternic, ajunge în capătul pistei sau iese pe taxiway. Cei 93 de pasageri, între care și secretarul adjunct al NATO, Mircea Joană, și ministrul afacerilor externe, Luminița Udovescu, au fost coborâți în siguranță, iar aeronava a fost supusă unei inspecții amănunțite. E vreo procedură specială dacă la bord se află și un secretar adjunct al NATO sau miniștrii, oameni importanți în stat? Categoric nu, pentru că întotdeauna comandantul aeronavei este cel in charge și totodată, dacă acest zbor nu a fost înainte notificat ca un zbor special, nu există alte recomandări. La manșe erau doi comandanți extrem de experimentați ai companiei Tarom, cu peste 10.000 de ore de zbor fiecare. 70 de pasageri au decis să mai rămână cazați încă o noapte în capitala Belgiei pe banii companiei, în timp ce alți 23 au cerut înapoi banii pe bilet sau au fost rerutați pe alte curse care au decolat mai târziu în noapte. Potrivit reprezentanților Tarom, piesa defectă a fost comandată imediat din Germania și înlocuită, iar aeronava a decolat în jurul orei 13 spre București. Tarom a mai transmis că aeronava este relativ nouă, a intrat în exploatare în 2018, iar compania regretă neplăcerile cauzate pasagerilor. Embarcațiunea recuperată acum două zile din mare la Tuzla ar putea fi o dronă marină transformată dintr-o embarcațiune de salvare și căutare pe mare. Deocamdată nimeni nu a confirmat dacă avea dispozitive explozive și aducerea ei în portul Constanța a fost un pericol. Ministerul Apărării a transmis doar că șalupa găsită în derivă s-a dovedit un vehicul marin fără pilot. Specialiștii spun că ar putea fi o embarcațiune care transporta echipamente militare spre insula Șerpilor. Embarcațiunea suspectă a fost zărită de garda de coastă la aproximativ 20 de mile marine de Tuzla. O navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a plecat spre ea, mai ales că existau informații potrivit cărora barca putea conține echipamente explozive. O eventuală periculozitate în navigație. S-a găsit o barcă răsturnată, nu s-au găsit membrii de echipaj la fața locului. Despre un posibil pericol reprezentat de aducerea ei în portul Constanța printre nave pline de combustibil, nimeni nu a vrut să vorbească. De la Tuzla, unde a fost descoperită, embarcațiunea a fost adusă în Dana 78, practic în inima portului Constanța. Aici se descarcă nave, sunt foarte multe silozuri și muncesc sute de oameni care ieri au fost evacuați. În acest timp, ofițerii de la Brigada Antitero SRI au inspectat nava. Contraamiralul de flotilă în retragere, Sorin Learski, este de părere că ar putea fi vorba despre o dronă de testare sau embarcațiune care transporta echipamente militare spre insula Șerpilor. Elementul central al acestei embarcațiuni este acest obiect. Aici este parte de comunicații. Dacă ar fi o încărcătură explozivă aici, nu știe exact ce tip de încărcătură este, dar nu spune foarte mult pentru că e important tipul de exploziv din nou. Părerea mea că a stat destul de mult, vedeți aceste depuneri, se fac în câteva luni de zile. Am încercat să obținem un punct de vedere de la MAPN referitor la prezența embarcațiunii foarte aproape de navele comerciale din portul Constanța. Nici reprezentanții autorității navale române și nici cei de la Căpitania Zonală Constanța nu au oferit detalii despre decizia de a aduce embarcațiunea în inima portului. Reprezentanții MAPN au transmis printr-un comunicat că barca s-a dovedit un vehicul marin fără pilot, fără a da alte explicații.
Ministerul Apărării Naționale, împreună cu structuri specializate, a pus în aplicare procedurile operaționale specifice de cercetare a embarcațiunii. Pentru siguranța navigației, dar și a activităților desfășurate în portul Constanța. Barca de intervenție rapidă a fost adusă de o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, aici, în Capul Midia, într-o zonă de siguranță a poligonului de trageri. Deocamdată, cercetările sunt în curs. Nicio autoritate nu a confirmat dacă embarcațiunea va fi detonată sau, dacă se va dovedi că aparține Ucrainei, va fi înapoiată țării vecine. Jaf brutal într-o zonă selectă din centrul capitalei. Doi bărbați au intrat cu forța în casa unei femei de 77 de ani și au agresat-o ca să le dea banii. Au reușit să ia 25.000 de euro pe care pensionara îi ținea într-un sertar. Deși rănită, femeia a ieșit în stradă și a cerut ajutorul unui pasnic. Hoții, care nu s-au ferit de camerele de supraveghere, au fost prinși destul de repede. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi bărbați din Târgu Mureș și-au dat lovitura în toiul nopții în sectorul 1 al capitalei, o zonă liniștită cu case ridicate în anii de strălucire ai Bucureștiului. Au forțat ușa femeii și au furat dintr-un sertar 25.000 de euro. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi indivizi la ora 4 dimineața, în timp ce coborau dintr-un taxi chiar în această zonă. Dintr-un alt unghi se vede apoi cum bărbații de 20 și 31 de ani traversează strada și se îndreaptă către locuința femeii. Acolo ar fi sărit gardul ca să pătrundă în curte și ar fi tăiat o bucată dintr-o ușă de termopan ca să intre în casă. La audieri le-ar fi spus polițiștilor că au acționat la întâmplare. Pensionara ar fi încercat să-i oprească, dar indivizii au atacat-o. Rănită, femeia a mers în parcul Grădina Icoanei și i-a spus unui paznic ce s-a întâmplat. A venit țipând în fața parcului, țipa ajutor, ajutor, hoții. M-am dus spre ea, doamnă, ce s-a întâmplat cu tare, mi-a spus că a intrat hoții peste ea, i-a furat banii, spunea că i-a pus mâna în gât. M-am sunat la poliție imediat. Polițiștii au prins pe cei doi în zona Pieței Romane. Nu apucaseră să cheltuiască banii. Da, din greșeală, doamnă. Au fost erori. Cum ați lovit-o pe femeie? N-am lovit-o, doamnă. Ce voiați banii? Păi am găsit și am luat, domnul. Ce făceai cu banii? Ce ai putut să faci cu banii? Am vrut să am bani. Cei doi indivizi au fost reținuți de poliție. Unul dintre ei este recidivist, susțin anchetatorii. Un bărbat de 66 de ani a murit, iar soția lui a suferit arsuri grave după ce în apartamentul lor din Curtea de Argeș s-a produs o explozie puternică urmată de un incendiu. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Oamenii țineau în casă zeci de butelii cu butan pe care le foloseau pentru încălzire. Cinci vecini au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și o fetiță de 10 ani. Din primele cercetări, este posibil ca explozia să fi fost produsă de gazul provenit din buteliile depozitate în apartamentul celor doi soți, unele recipiente fiind deteriorate. Dacă notele la purtare ar fi incluse în media de admitere la liceu, poate că elevii agresivi s-ar cuminți. Cine a lansat această propunere, aflați în câteva momente. PSD și PNL au depus la Biroul Electoral Central lista comună de candidați pentru alegerile europarlamentare. Dacă vor obține un scor bun pe 9 iunie, liderii celor două partide spun că vor trece de la o alianță electorală la una politică. Și Cristian Popescu Piedone și-a lansat oficial candidatura la primăria capitalei, susținut de Partidul Umanist Social Liberal, și a prezentat lista candidaților formațiunii pentru europarlamentare. Înainte să meargă împreună la Biroul Electoral Central, socialdemocrații au așteptat pe liberali la noul sediu al Alianței, care este fostul sediu USL. După ce au băut o cafea în grădină, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au semnat și lista pentru europarlamentare. Apoi au depus lista la Biroul Electoral Central și au anunțat că vor candida sub forma unei alianțe electorale. Însă, dacă rezultatul la alegeri va fi unul favorabil, ar putea deveni alianță politică. În acest moment este oficial. Cele două partide au constituit o alianță electorală. Am făcut o alianță electorală la fel cum am construit și o coaliție de guvernare. În fruntea listei pentru europarlamentare se află Rareș Bogdan, Mihai Tudose și Gabriela Firea. Practic este o echipă pe care am asumat-o împreună. Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles. În același timp, Cristian Popescu Piedone și-a lansat oficial candidatura pentru primăria capitalei cu susținerea Partidului Umanist Social Liberal. La eveniment a fost prezentată și lista candidaților grupării la alegeri, deschisă de generalul Cristian Barbu și Mugur Ciuvică. Cum v-am spus, primăria capitalei într-adevăr este un next level. Piedone s-o pricepe. Piedone l-ați văzut pe străzi, ba cu roapa, ba cu sapa.
Candidaturile pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie pot fi înregistrate cel mai târziu până pe 10 aprilie. Partidele mai mici adună încă semnături și acuză puterea că numărul necesar este prea mare în comparație cu celelalte state europene. Un partid are nevoie de susținerea a 200.000 de români, iar un candidat independent de 100.000. Veniturile familiilor din România au crescut anul trecut în medie cu 13% față de 2022, potrivit Institutului Național de Statistică. Majorarea vine pe fondul unor salarii mai mari, însă situația diferă, spun specialiștii. În unele case, cheltuielile au fost mai mari decât veniturile, iar multor români nu le-a mai rămas niciun ban pentru relaxare, economii sau investiții. Față de 2022, cheltuielile au crescut cu peste 11%. Încercăm să găsim soluții. Produsele de zi cu zi să le achiziționăm la reducere. Vacanțele tot așa. Cu astfel de tactici, românii încearcă să își gestioneze bugetul de la o lună la alta. Potrivit datelor de la statistică, în trimestrul 4 al anului trecut, veniturile totale medii ale unei familii au fost de puțin peste 7.500 de lei, cu 13% mai mult față de aceeași perioadă din 2022. Din această sumă, cheltuielile au fost de aproape 90%, adică peste 6.500 de lei lunar pe gospodărie. Cei mai mulți bani, peste 60%, s-au dus pe consum, iar 30% pentru impozite, contribuții și taxe. Pentru investiții au mai rămas doar 0,3%, adică puțin peste 20 de lei. Avem costuri de producție relativ mari, mai mari decât am avut în anii trecuți. Puterea de cumpărare este scăzută. Practic, o familie, da, ce poate să facă decât să consume și să plătească taxe. Potrivit datelor, anul trecut cel mai greu au dus-o șomerii și pensionarii, unde cheltuielile au fost în ultimul trimestru egale sau chiar mai mari decât veniturile. Lucrurile au stat mai bine în familiile de agricultori și în cele de salariați. România a fost o destinație pentru producție ieftină, pentru call center, pentru vorbitori de limbi străine ieftini și o zonă în care oamenii sunt mai slab plătiți decât în Europa Centrală și de Vest. Din cei peste 5,7 milioane de angajați români, aproximativ 1,8 milioane sunt plătiți la nivelul salariului minim pe economie. În fruntea clasamentului sunt angajații cu salarii brute care depășesc pragul de 30.000 de lei lunar. Potrivit datelor de la Inspecția Muncii, în luna martie acestui an erau înregistrate peste 30.000 de contracte cu un salariu brut lunar între 30.000 și 100.000 de lei. Aproximativ 190 de români sunt plătiți cu salarii între 100 și 200.000 de lei brut lunar, iar peste acest prag sunt înregistrate 59 de contracte. Florentina Bălășoiu, Pro TV. România se numără printre cele mai generoase țări europene cu fermierii. Autoritățile de la noi au sprijinit în ultimii doi ani cu peste 770 de milioane de euro. Cei mai mulți bani au ajuns la producătorii de fructe și legume. Însă legumele românești sunt tot scumpe, deși fermierii primesc sume mai mari decât colegilor din Spania, Germania sau Austria. În ultimii ani, statul român a sprijinit fermierii prin mai multe scheme de finanțare, iar sumele care au intrat în conturi pe lângă subvențiile europene nu sunt de neglijat. Dacă judecăm după ajutorul financiar pe care autoritățile l-au acordat fermierilor în ultimii doi ani, România ocupă locul 4 în topul țărilor europene care au dat cei mai mulți bani pentru agricultură, peste 770 de milioane de euro. O treime din această sumă a mers doar la producătorii de fructe și legume. Cu toate acestea, fermierii care au accesat banii nu sunt mulțumiți. Spun că reușesc să acopere prea puțin din ce investesc, așa că, la final, nu își permit să scadă și din prețul alimentelor pe care le scot în piață. Ne ajută într-un fel, dar oricum nu e suficient. Cheltuim prea mult. Căldură, tratamente. Legumicultura este subfinanțată astăzi. Să sperăm că vor reveni cu alte subvenții, pentru că indiferent de ce vor da anul ăsta, suprafețele de legume sunt în scădere de la an la an. Deși subvențiile se acordă pentru ca prețurile finale să fie mai mici, în realitate nu se întâmplă acest lucru. La piață, legumele și fructele sunt tot mai scumpe. Pentru un coș în care am pus câțiva castraveți, morcovi, mere, pere și câte o legătură de ceapă verde, ridic și salată, am plătit aproape 50 de lei. Dacă mai punem la socoteală și un kilogram de roșii, cartofi și ardei, depășim 100 de lei. Românii plătesc pentru legume mai mult decât spaniolii, austriecii și germanii, de pildă, cu toate că sprijinul oferit de aceste state fermierilor este mai mic decât la noi. În general, acești bani
din subvenții se duc în acoperirea costurilor fermierilor. Nu cred că subvențiile ajută la orice fel de limitare de preț, mai ales că nu e condiționalizată în niciun fel utilizarea acestor subvenții. Totuși, ajutoarele financiare, în special cele europene, au dat un imbold sectorului agricol, iar acest lucru este vizibil în special de când România face parte din Uniunea Europeană. Pe lângă fructe și legume, statul român a mai investit puternic în procesare și în fermele de animale. Uniunea Europeană nu interzice centralele de apartament sau alte sisteme de încălzire pe bază de combustibil. Este declarația Comisiei Europene care dezminte astfel zvonurile apărute în ultimele zile. Directiva dată la nivel european se referă la eliminarea treptată până în 2040 a centralelor de apartament în construcțiile noi, nu și în cele deja existente. Măsurile luate de instituții își propun să reducă emisiile de carbon ale clădirilor și să ducă astfel la reducerea consumului de energie și implicit la facturi mai mici pentru locuitori. Sindicaliștii din educație propun ca notele la purtare să fie incluse în media de admitere la liceu pentru a-i descuraja pe elevii violenți. Reprezentanții profesorilor se opun ferm instalării camerelor video în clase de teamă că părinții vor cere acces la filmări sub diverse pretexte. Între timp, Ministerul Educației a explicat că supravegherea electronică nu va încălca intimitatea profesorilor sau a copiilor, iar imaginile vor fi șterse după cel mult o lună. Ministerul Educației a încercat să-i liniștească pe dascăli într-o dezbatere publică. Fluxul de imagini live din clase nu va fi folosit ca să le evalueze prestația. Persoanele filmate au dreptul de a cere ștergerea imaginilor dacă acestea nu sunt necesare pentru securitate, durata de stocare nu trebuie să depășească o lună și așa mai departe. Același lucru ne dorim și noi, fără să intrăm în viața privată a cuiva. Între timp, sindicaliștii din educație spun că instalarea de camere video nu e o prioritate câtă vreme nu există sancțiuni dure pentru elevii agresivi. Avem nevoie și de măsuri coercitive, de ce nu legăm media la purtare, de admiterea la liceu, de ce nu legăm și de admiterea la facultate și atunci să vezi. Ți-am scăzut nota la purtare, scade nota la purtare cu 2 puncte sau cu 3 puncte, până acum nu te interesa absolut nimic, că nu era nicio problemă, erai vedetă. Dar în momentul în care te poate afecta când trebuie să treci la liceu sau să te duci la facultate, atunci o să te gândești de 10 ori mai mult. Avem camere video, e foarte bine. Sunt, funcționează. Pentru ce spuneți că este foarte bine? Pentru toată lumea. O învățătoare cu peste 30 de ani vechime cere părerea copiilor. La ce vă ajută? Să nu fim răi. Să vadă lumea, fim copii, să nu ne bate. Să vadă lumea, nu ne bate. Dumneavoastră, ca dascăl, ce senzații aveți? Depinde de intenția conducătorului de unitate, de bună credință. Big Brother vă privește. Acesta este mesajul care apare în mod constant într-o carte a lui George Orwell, care vorbește despre o țară imaginară în care locuitorii erau permanent supravegheați de autoritate. Sociologii au analizat acest comportament și au ajuns la concluzia că inițial cei care știu că sunt văzuți își cenzurează comportamentele care contravin regulilor din cauza temei de pedeapsă. Ulterior se obișnuiesc cu ideea că există o supraveghere și atunci revin la adevărata lor natură. Nimeni nu poate spune că actele de violență pot fi prevenite întru totul dacă există camere de supraveghere. Însă, cu siguranță, acestea pot fi analizate și pedepsite mai ușor câtă vreme există dovezi. Ministerul Educației va da probabil în câteva zile forma finală a ordonanței care include chestiunea camerelor. Nota 1 ajunge în instanță. O profesoară de muzică de la un renumit colegiu din Iași i-a dat această notă unui elev din clasa a 6-a care nu a scris corect notele pe portativ. Însă părinții copilului, unul procuror militar, celălalt judecător, au considerat decizia abuzivă și au dat școala în judecată. Conducerea liceului a transmis că profesoara a făcut o evaluare corectă. În octombrie 2023, la o testare scrisă, elevul de la Colegiul Național din Iași a primit nota 1 pentru că nu a știut să așeze corect notele muzicale pe portativ la disciplina educație muzicală. Nemulțumiți, părinții au cerut conducerii școlii să analizeze situația. Au fost parcuși, desigur, toți pașii necesari, dar se pare că totuși a fost nevoie și de sprijinul și opinia instanței. Și a fost o discuție cu părintele, a fost o discuție cu profesorul, a fost o discuție inclusiv cu profesorul diriginte. Părinții au reclamat cazul și la inspectoratul școlar. Au solicitat reevaluarea de către o comisie alcătuită din alte cadre didactice. Însă toți cei din comisie au considerat că evaluarea primului profesor a fost una corectă. A fost o comisie care a reevaluat testarea și s-a ajuns la concluzia că
era cumva la momentul respectiv, era justificată acea notă. Pentru că nu au reușit să anuleze nota, cei doi soți au dat colegiul în judecată, susținând că nota 1 se dă la școală doar pentru fraudă. Ce condiții se poate nota o lucrare cu nota 1? Legislația spune că elevul poate primi orice notă. Acum, magistrații trebuie să decidă potrivit legii cine are dreptate. Unul dintre articole lasă la latitudinea profesorului notarea de la 1 la 10. Sunt însă și profesori care spun că notarea, în acest caz, a dascălului de muzică la Colegiul Național din Iași este exagerată. Nota 1 este exagerat la orice materie, dacă cumva se dă pentru că nu a știut. Dacă copilul chiar nu a știut, o notă de 2 sau de 3, inclusiv la educație muzicală, nu este exagerat. Părinții elevului au transmis că, fiind o procedură judiciară în curs, deocamdată nu vor să ofere detalii despre acest caz. A crescut speranța de viață în România, iar populația vârstnică îi depășește cu 27% pe tineri. Sociologii spun că acest dezechilibru demografic ar putea avea efecte economice și sociale grave. Conform datelor Institutului Național de Statistică, aproximativ 900.000 de români au trecut de 80 de ani și peste 13.200. Nivelul de trai, educația și progresul medicinei sunt factorii care au ajutat la creșterea speranței de viață. Pe Maria am găsit-o într-un club pentru vârstnici, povestind cu prietenii despre cea mai recentă vacanță în Malaezia. Are aproape 75 de ani, dar este mai activă decât mulți tineri. Acum 5 ani a început să alerge la diferite concursuri și a obținut 10 de medalii. Am 55 de medalii, am fost de 3 ori campioană națională, fac foarte mult voluntariat la Principesa Margareta, fac și figurație. Constanța ne spune că oamenii pe care îi întâlnește nu reușesc să-i ghicească vârsta, pentru că a învățat limba engleză recent, ne spune câți ani are. I am 79. La 79 de ani are un program aglomerat chiar și pentru un tânăr. Pe lângă muncile zilnice, care o ajută să se mențină în formă, face și o mulțime de activități. Am făcut un curs de prim ajutor, terapia prin teatru, cum să socializăm, mișcări, mici roluri. Sunt și mulți vârstnici care au trecut de 80 de ani, aproape 900.000. În jur de 150.000 au peste 90 de ani și 13.000 au depășit 100. Din punct de vedere demografic, ne confruntăm cu un dezechilibru, pentru că vârstnicii au depășit populația tânără cu vârste între 0 și 14 ani. Dezechilibrul acesta dintre nașteri și longevitate duce la creșterea practică a raportului de dependență. Este o problemă în ceea ce privește contribuțiile la diferitele sisteme, de la sistemul de pensii până la sistemul de sănătate și banii care se adună acolo, printre altele, pentru a susține servicii din ce în ce mai îndelungate și mai complexe pentru un segment de populație care îmbătrânește și se mărește. Potrivit unui studiu, un pensionar din 4 se simte singur și are nevoie de sprijin. Așa a apărut și telefonul vârstnicului 0800 460 001, care este disponibil 24 de ore din 24. Sute de persoane care se simt singure apelează săptămânal la asistenții sociali ai Fundației Principesa Margareta a României. Lipsa unui somn odihnitor poate duce la apariția unor boli neurologice grave. Ultimele studii în domeniu arată o legătură între privarea de somn, maladia Alzheimer și accidentele vasculare cerebrale. Măcinați de prea multe griji, adulții sunt predispuși la aceste afecțiuni. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 2/3 dintre ei dorm mai puțin de 8 ore pe noapte. Să mă culc între 20:30 și 23. În general mă culc în jurul orei 11:30. Un tânăr ar trebui să doarmă între 7 și 9 ore în fiecare noapte, spun specialiștii, iar somnul să fie unul de calitate. Se spune că vom fi generațiile cu cea mai mare afectare în Alzheimer, pentru că nu mai alocăm atât timp somnului și, ca urmare, tot gunoiul rămâne mult acolo, influențând evoluția celulelor pe termen lung. De altfel, Daniel Gregory Amen, un cunoscut psihiatru și specialist în tulburări cerebrale din Statele Unite ale Americii, vorbește despre faptul că imaginea creierului unei persoane care nu doarme suficient este asemănătoare cu cea a creierului unei persoane cu Alzheimer. Un om care, să spunem, trăiește în societatea de astăzi și nu găsește momente de relaxare, nu rezolvă problemele sub niște presiuni prea mari, are un risc mai mare să facă o boală neurodegenerativă. Atenția cea mai mare trebuie acordată începând cu decada a patra, adică deja după 30 de ani.
Secreția de melatonină, hormonul care este implicat în inducerea somnului, începe în jur de ora 20-21 seara. Are punctul maxim la miezul nopții, apoi începe să scadă. Ideal ar fi să ne fixăm aceeași oră de somn, de culcare, între 22:30 și 24, ca să putem să prindem și acest pic de melatonină și să avem un somn odihnitor până dimineață. Să nu mâncăm înainte de somn, să nu consumăm alcool, să lăsăm telefonul deoparte și să închidem televizorul cu cel puțin o oră înainte, ori să facem întuneric, să avem liniște și o temperatură în jur de 21-22 de grade în cameră sunt câteva dintre lucrurile care pot duce la un somn de calitate. Totodată, apariția bolilor neurodegenerative poate fi influențată și de modul în care ne petrecem ziua. Specialiștii spun că atunci când ne izolăm, riscul de a face demență, de exemplu, se dublează. Tocmai de aceea, întâlnirile cu prietenii ori familia pot fi extrem de benefice. La fel, practicarea hobby-urilor sau plimbările în aer liber, pentru că reduc semnificativ stresul. Liliana Curea, Pro TV. Silite de împrejurări, autoritățile și-au amintit de fabricile care produceau muniție și tehnică de luptă. Ce unități vor fi revitalizate, aflați imediat. România a pus sechestru pe acțiunile deținute de compania canadiană Gabriel Resources la Roșia Montană. Este primul pas pentru încasarea despăgubirilor de la compania canadiană în procesul pe care l-a pierdut cu statul român. Decizia a fost luată după ce compania a anunțat că rămâne fără bani, deși decizia curții de arbitraj arată că țara noastră ar trebui să primească aproape 10 milioane de dolari. Compania critică măsura și spune că ar putea contesta decizia. Statul român, prin ANAF, a trimis o notificare către compania canadiană Gabriel Resources la finele lunii trecute, prin care a demarat sechestrul asigurător pe acțiunile deținute în proiectul Roșia Montană, spun surse politice. Asta înseamnă că acțiunile nu mai pot fi vândute. Ce face datoria ANAF? Au câștigat un proces, s-au pornit procedurile legale. Presupun că și ei, dacă câștigau procesul, făceau la fel. Luna trecută, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington a dat câștig de cauză țării noastre în cazul proiectului minier Roșia Montană și a decis că Gabriel Resources trebuie să achite 10 milioane de dolari cheltuieli de judecată. Este o încercare de a recupera banii pe care îi datorează Gabriel Resources, având în vedere că anunțul fusese făcut de mai multă vreme de către companie cu privire la faptul că nu mai deține lichidități suficiente în așa fel încât să acopere cheltuielile de judecată pe care ar trebui să le plătească, statul român pare să dorească să recupereze prejudiciul care a fost decis deja de către Curtea de Arbitraj prin acest sechestru. Gabriel Resources are în continuare posibilitatea să facă apel. Într-un comunicat, Gabriel Resources critică măsura prin care statul român a solicitat restricții privind vânzarea sau transferul acțiunilor deținute de companie la filiala din România, Roșia Montană Gold Corporation. Mai mult, canadienii spun că evaluează posibilitatea de a contesta decizia Tribunalului de Arbitraj din luna martie, pe care o consideră profund viciată. După ce acțiunile i s-au prăbușit pe bursa canadiană, compania spune că mai are 1,5 milioane de dolari, bani care se vor termina în mai. Gabriel Resources este acum în căutare de fonduri, dar semnalează că există un risc semnificativ ca o finanțare suplimentară suficientă să nu fie disponibilă. Principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene, Turcia, se confruntă din nou cu o inflație în creștere care ne afectează și pe noi. Pe lângă faptul că vacanțele acolo vor fi mai scumpe, tot ce importăm din Turcia vine cu un preț mărit. Vorbim despre mii de articole, de la materiale de construcții și mașini până la tomate. Românii iubesc Turcia pentru hotelurile ultra all-inclusive, varietatea de mâncăruri și băuturi, parcurile acvatice și zonele de distracție. Și peste toate, pentru prețurile mici. La acest capitol însă situația se schimbă. Vacanțele din această vară ne vor costa mai mult. Comparativ cu anul 2023, tarifele au crescut cu 10-15%. Pentru iunie 2024, se jur 2 adulți. Cinstele ultra all inclusiv în SIDE, 1800 de euro la două persoane. Aceasta nu este însă scumpirea principală. Când veți ajunge în Turcia, veți observa creșteri de preț semnificative, mai ales dacă nu ați mai fost acolo de 3 ani.
În Antalya, un prânz pentru doi într-un restaurant mediu a ajuns să coste peste 37 de euro, aproape triplu decât în 2021. Pentru un cappuccino veți plăti cu un euro mai mult. În magazine și piețe, creșterile sunt cuprinse între 20 și 40%, de pildă la portocale, roșii și brânză. Dar cel mai mult s-au scumpit serviciile. Închirierea unui teren de tenis costă peste 15 euro pe oră față de 9, cât era acum 3 ani. Recomandarea este să plătiți cu euro sau dolari, pentru că prețurile în aceste monede sunt mai stabile. Sunt foarte puțini turiști care schimbă bani și plătesc în lire locale, ba chiar în ultimii ani am sesizat că sunt și turiști care au o reticență în anumite mall-uri n-a pune cardul pentru că pot apărea comisioane foarte mari. Cosmin Vasile merge la Istanbul odată la 3 luni și a simțit inflația din ultima vreme. O porție de mâncare duce undeva spre 7, 8, poate 10 euro. Anul trecut undeva la vreo 5 euro era o porție de mâncare de pui. Marian Tiță are un velier cu care face excursii pe mare. Taxa pe care o plătește ca să-și țină embarcațiunea legată la cheu într-un port aproape că s-a dublat. În urmă cu 2 ani eram într-o artă marină unde plăteam mai mult, plăteam 8.000 de euro, dar acolo a crescut probabil spre în jur de 14.000 anul acesta. Nu doar călătoriile în Turcia devin costisitoare, ci și produsele pe care le aducem de acolo. Uleiuri industriale, materiale de construcții, articole din fier sau plastic, alimente. Anul trecut am cumpărat de la partenerii turci marfă de peste 6 miliarde de euro. La capitolul roșii suntem principalul client al Turciei. Anul acesta tomatele lor se vând la piață cu 10 lei kilogramul. Sunt scumpe la ei, sunt și la noi. După 2 ani în care prețurile au crescut vertiginos, lucrurile păreau să se liniștească în Turcia, dar iată că inflația e din nou pe o pantă crescătoare. Luna trecută a urcat la 68,5%, în vreme ce în martie 2023 era de 50%. Ca să puteți compara la noi, rata actuală a inflației a ajuns la 7,23%. Târziu și forțată de împrejurări, România revitalizează unități din industria militară. Fabrici unde pe vremuri se producea muniție ori tehnică de luptă vor fi modernizate sau extinse și își vor relua producția. Una dintre ele este fabrica de țevi de tun de la Reșița, iar la Victoria, în județul Brașov, va fi construită cea mai mare fabrică de pulber din Europa. 400 de milioane de euro ar urma să fie investiți la Victoria în fabrica de pulberi. O parte din bani ar trebui să vină de la Comisia Europeană, iar investiția va fi derulată de Romarm și concernul german Rheinmetall. Nemții au achiziționat deja pachetul majoritar la uzina mecanică Mediaș, care produce vehicule militare, și au la Satu Mare o unitate de servis pentru tancurile Leopard. Reprezentanții companiei germane de armament sunt acum pe platforma Pirochim pentru o evaluare tehnică necesară a investiției. Vor să afle dacă infrastructura și tehnologia de aici mai sunt de folos viitoarei fabrici de pulberi. Într-o anchetă a emisiunii România te iubesc, ministrul economiei a explicat de ce fabrica este absolut necesară pentru apărarea țării. Nu mai producem pulberi și le importăm de la sârbi, care folosesc materie primă din Rusia. În cazul unui conflict, noi mai putem să mai cumpărăm din Serbia? Avem un proiect astăzi depus împreună cu un partener german, cu compania Rheinmetall, pe ASAP, pe fonduri europene, pentru a avea fabrică de pulberi în România. La Victoria a funcționat 50 de ani fabrica de pulberi Pirochim. Este în conservare din 2004, dar mai are 70 de angajați care au grijă de instalații. Pentru micul oraș de la poalele Făgărașului, fabrica de pulberi ar fi o gură de oxigen. Se vor genera foarte multe locuri de muncă. Este practic șansa noastră. Și la Reșița, una dintre cele mai vechi fabrici de tunuri din țară, intră în producție. Va face obuze de calibrul 152 în colaborare cu o companie britanică. Înseamnă investiții pe care noi vor trebui să le facem în infrastructură, contractul urmând pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de extindere. Ultima comandă primită la fabrică a fost în urmă cu 16 ani. De atunci, porțile au fost închise, iar clădirea a intrat în conservare. Înainte de 89, însă, aici munceau peste 2000 de angajați. Acum este nevoie de 300 de oameni. Peste 1 milion de euro trebuie investiți pentru reluarea producției. Banii vor fi asigurați din bugetul de stat, dar și din fondurile proprii ale societății care provin din închirierea unor imobile.
Agenția de informație a Rusiei TASS pretinde că noi mercenari români ar fi ajuns în Ucraina. Așa numita rezistență rusă din estul Ucrainei, citată de TASS, susține că a fost observat în zona Harkov un aflux de mercenari printre ei și români. Zona este bombardată neîncetat în ultimele zile de trupele lui Putin. Agenția de știri îl citează pe Serghei Lebedev, reprezentant al rebelilor proruși, potrivit căruia mai mulți mercenari, în special din Franța și Georgia, dar și din România și Rusia, ar fi sosit zilele acestea la Harkov. Aflați mai multe despre acest subiect pe site-ul nostru știrileprotv.ro. Între timp, Ucraina a efectuat un atac cu drone împotriva unor ținte din sudul Rusiei și spune că a distrus 6 avioane rusești de luptă pe o bază aeriană din regiunea Rostov. Surse din serviciile de securitate de la Kiev mai susțin că încă 8 aeronave ar fi fost grav avariate și 20 de membri ai personalului militar uciși sau răniți. În baza vizată de atacul cu drone erau staționate aeronave Suhoi 27 și Suhoi 34 folosite pe linia frontului din Ucraina. De la Moscova n-a venit niciun comentariu în privința atacului asupra bazei aeriene, dar oficialii ruși admit că 40 de drone au fost lansate azi noapte spre regiunea rusă Rostov, la granița cu Ucraina. Doi înalți comandanți militari israelieni au fost demiși după raidul în care au fost uciși din greșeală în Gaza 7 voluntari ai unei organizații caritabile. Potrivit raportului armatei israeliene, un operator de dronă a crezut că una dintre victime care avea un rucsac ar fi inamic Hamas. Numai că 3 mașini din convoi au fost lovite succesiv. Președintele american Joe Biden i-a spus prim-ministrului Benjamin Netanyahu că uciderea voluntarilor este de neacceptat și l-a avertizat că sprijinul american depinde de măsurile concrete luate de Israel pentru protejarea civililor din Gaza. Portul Ashdod, situat la aproximativ 30 de kilometri de Gaza, va fi folosit pentru a intensifica fluxul de ajutoare umanitare către enclava palestiniană, iar punctul de trecere a frontierei de la Erez va fi redeschis către nordul fâșiei Gaza, unde foametea amenință sute de mii de palestinieni. De asemenea, Israelul va permite livrarea ajutoarelor umanitare din Iordania prin punctul de trecere a frontierei Kerem Shalom. The real test is results, and that's what we're looking to see in the coming days and in the coming weeks. Is the aid effectively reaching people who need it throughout Gaza? Israelul a acceptat deschiderea noilor rute pentru ajutoare umanitare la câteva ore după ce președintele american Joe Biden a vorbit cu premierul Netanyahu pentru prima dată de la atacul israelian de zilele trecute, în care au fost uciși 7 lucrători umanitari într-un convoi în Gaza. O gravă greșeală, admite acum armata israeliană. The IDF said they believed Hamas fighters were in the vehicle. They also say they couldn't see the World Central Kitchen logo on the top of the car as it was nearly midnight. An IDF colonel, a major, signed off on the order to strike the first car. Two passengers are seen running from the car and entering a second. And a second missile is launched, hitting the car. Again, some passengers survive and run to a third vehicle. A third strike is launched and all 7 aid workers killed at this point. Biden i-a transmis lui Netanyahu că sprijinul Statelor Unite pentru Israel va depinde de măsurile concrete luate pentru protejarea civililor și pentru atenuarea crizei umanitare în fâșia Gaza, unde, potrivit ONU, 1,1 milioane de palestinieni, jumătate din populație, suferă de foame. He underscored that an immediate ceasefire is essential to stabilize and improve the humanitarian situation and to protect innocent civilians. With regard to our policy in Gaza, look, I'll just say this. If we don't see the changes that we need to see, there'll be changes in our own policy. Blinken nu a făcut alte precizări, dar Statele Unite oferă în fiecare an ajutoare militare de miliarde de dolari către Tel Aviv. This is a larger battle. Our battle is your battle. Our victory is your victory. And if we don't have a victory, this will have enormous implications for American security, for our common future. So we must win. Pe de altă parte, situația în Orientul Mijlociu este și mai explozivă după amenințările Iranului, care a promis răzbunare pentru recentul atac israelian la Damasc, în Siria, în care au fost uciși ofițeri iranieni de rang înalt. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a oficiat rugăciunea funebră islamică pentru cei 7 membri ai gărzii revoluționare uciși în atacul atribuit Israelului. Poliția din Los Angeles a confirmat, într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria metropolei americane, hoții au furat până la 30 de milioane de dolari din depozitul unei companii de pază și transport valori. Au dat lovitura în noaptea duminicii Paștelui. Potrivit autorităților, hoții au spart acoperișul clădirii și cu abilitate au ocolit sistemele de alarmă. Anchetatorii bănuiesc însă că jaful a fost minuțios planificat și la pont, pentru că prezența unor sume atât de mari în acel depozit era secretă.
Iar în timp ce europenii se bucură de o primăvară ca vara, în nord-estul Statelor Unite este iarnă grea. O furtună cu multă zăpadă, ploi și vânt violent a doborât copaci și linii electrice, lăsând 700.000 de locuințe și sedii comerciale fără curent electric. În unele locuri din New England, stratul de zăpadă depus a trecut de 60 de centimetri. A nins mult și în Maine, inclusiv în zonele de coastă, iar vântul a suflat nemilos. Căderile de zăpadă au îngreunat traficul și au provocat accidente rutiere care au blocat o autostradă foarte circulată. Rafalele de vânt și gheață formată au pus la pământ copaci și stâlpi de electricitate și în New Hampshire. Prin urmare, 10.000 de familii au rămas fără curent. You can hear it right now. That's one of the alarms indicating that something may have tripped on the system. The operators here have been trained to respond. Instituțiile statului și numeroase școli și-au suspendat activitatea în localitățile afectate. În alte state federale nu a nins, dar milioane de americani au înfruntat furtuni violente și chiar tornade. Guvernatorul din Kentucky a venit în zonele răvășite. Our utility companies and their workers have done a really incredible job given the widespread damage. To get people up and running again. Furtunile au dat peste cap și traficul aerian pe mai multe aeroporturi. În statele New York și New Hampshire, ploile abundente au provocat inundații și valuri uriașe. Meteorologii spun că abia de mâine vremea se va îmbuna. Aventură periculoasă în munții Făgăraș pentru un turist spaniol. Bărbatul de 28 de ani a urcat pe un traseu în pantofi sport și a rămas blocat în zăpadă. Speriat a început să strige după ajutor. Marele său noroc au fost salvamontiștii aflați la un exercițiu în zona Bâlea, care l-au auzit. Au ajuns la el și l-au coborât în siguranță la telecabină. Era înghețat, dar și-a revenit repede. La peste 1800 de metri altitudine, vântul suflă puternic și împrăștie zăpada. Sătui se tot aștepte uniformele noi promise, niște polițiști din Bavaria au recurs la un protest neobișnuit. Au apărut la serviciu fără pantaloni. Imaginile cu doi agenți, un bărbat și o femeie care coboară din mașină în ținuta incompletă, au fost postate pe o rețea socială chiar de sindicatul polițiștilor. Oamenii legii spun că absența uniformelor este o lipsă de respect la adresa lor. Ministerul de Interne le-a răspuns că este la curent cu problemele din lanțul de aprovizionare și că acestea vor fi remediate în curând. O hotărâre mai mult simbolică ar putea deschide calea spre o mai bună ocrotire a balenelor. Conducătorii populațiilor maori din insulele Pacificului, inclusiv Noua Zeelandă, au semnat o declarație prin care conferă statutul juridic de persoană balenelor care trec prin apele lor. Declarația oceanului, cum a fost denumită, recunoaște și drepturile ce decurg pentru aceste magnifice creaturi, inclusiv libertatea de mișcare, habitat curat și sănătos sau restaurarea populației diminuate. Popoarele maori recunosc rolul lor vital în echilibrul ecologic al Oceanului Pacific. Realitatea este însă dură pentru balene, vânate sau puse în pericol de poluare, gunoaie sau plase de pescuit pierdute în apele oceanelor.